conservatorii au câștigat alegerile în Marea Britanie potrivit primelor rezultate parțiale la ieșire de la urne. Partidul lui David Cameron a obținut 305 mandate, care nu le asigură însă conservatorilor majoritatea în Parlament. Partidul laburist al lui Gordon Brown, aflat la guvernare de 13 ani, s-a clasat pe locul al doilea cu 255 de mandate. Asta în timp ce liberal-democrații au 61 de mandate asigurate. O coaliție între laburiști și liberal-democrați este posibilă. Dacă se confirmă rezultatele parțiale, ar fi pentru prima oară în ultimile 3 decenii, când niciun partid nu are majoritate sigură în Parlamentul Britanic. Peste 45 de milioane de alegători au fost chemați la vot pentru a-și alege reprezentanții în Parlament. Rata de participare la alegeri a fost de 64%. David Cameron, liderul Partidului Conservator în vârstă de 43 de ani, este un reformator versat care și-a readus partidul lângă electorat. Cameron susține o mai mare implicare a oamenilor de rând în deciziile politice, fie că este vorba de ordine publică, sănătate, educație sau finanțe publice. Practic, sub conducerea tânărului politician, Partidul Conservator a devenit mai de centru și mai populist.